Ștefan Minovici, creatorul Facultății de Farmacie din București, a văzut lumina zilei în 1867, într-o casă din Mahalaua Vatra, din Râmnicu Sărat, oraș în care tatăl său era primar. Era al șaselea din cei 13 copii ai soților Ștefan și Sofia Minovici și a fost botezat Ștefan ca tatăl și bunicul lui, Ștefan Mina, negustor de vite din Tetovo, Macedonia, așezat prin 1807 în Craiova. Mama, Sofia Haliu, era la a doua căsătorie. Doi din frații lui Ștefan vor deveni repere ale științei medicale românești. Mina Minovici va fi părintele medicinei legale, iar Nicolae Minovici va înființa primul serviciu de ambulanță, susținut financiar multă vreme din propriile venituri. Acesta din urmă va face și un studiu inedit asupra spânzurării, supunându-se pe sine unor experiențe limită. Când a împlinit vârsta de 7 ani, Ștefan Minovici s-a înscris la școala comunală numărul 1 din Brăila, unde locuiau unchii săi. La începutul anului 1876, după decesul lui Ștefan Minovici, soția s-a mutat cu numeroasa familie în casa părintească din Brăila. Tragicul și neprevăzutul eveniment agravase situația financiară a familiei. Ca să-și ajute mama, micuțul Ștefan mergea în fiecare duminică și de sărbători la biserica din Mahala, unde câștiga câțiva lei, ajutând preotul la slujbă, în cele din urmă devenind un credincios profund. Apoi, în 1882, a venit eliberarea de corvoada duminicală. La sfatul lui Carol Davila, fratele mai mare, Mina, a reușit să aducă în București întreaga familie, care a ocupat imediat cele câteva camere ale unei case modeste de pe recent înființatul bulevard Schitu Măgureanu. La îndemnul lui Mina, Ștefan s-a înscris la liceul Sfântul Sava, la data aceea funcționând în casele Belu de pe Calea Victoriei, unde a continuat gimnaziul început la Brăila și apoi liceul. Plecarea fratelui mai mare la Paris, ca să-și susțină doctoratul, a readus în anul 1885 grija zilei de mâine în familia Minovici. Cu toate acestea, în 1887, tânărul Ștefan își va lua bacalaureatul și în toamnă, la insistențele lui Mina, se va înscrie la Facultatea de Științe a Universității din București, la secția fizico-chimice. A fost un student strălucit, înțelegând că numai prin muncă intensă va avea o carieră ce îl va scuti de problemele financiare mai târziu. După numai 2 ani de studenție, profesorul său, Constantin I. Istrati, îl recomandă pentru ocuparea postului de preparator la cursurile de chimie și fizică ale Liceului Sfântul Sava. Obține licența în februarie 1893 și ca șef de promoție este numit asistent în laboratorul condus de profesorul Istrati. Se dedică trup și suflet cercetării, reușind să redacteze prima sa lucrare științifică, obținerea eterilor fenilsulfonici ai fenolului trihalogenal, publicată în Buletinul Societății de Științe Fizice. În 1894 pleacă și el în străinătate ca să-și dea doctoratul, asemenea fratelui Mina, dar în loc de Paris alege Berlinul și Universitatea Friedrich Wilhelm. Este remarcat curând de ilustrul profesor Emil Hermann Fischer, cel care va fi distins cu premiul Nobel pentru chimie în 1902 și care va interveni pentru el să obțină postul de asistent la Institutul Kaiser Wilhelm. Ștefan Minovici, specializat și în toxicologie aplicată, revine în țară și în 31 iulie 1897 își susține teza de doctorat, ocupând apoi prin concurs postul de profesor agregat la Catedra de Chimie Analitică a Școlii Superioare de Farmacie. După modelul german, atât de familiar lui, înființează un laborator și reorganizează învățământul farmaceutic, predând și noțiuni de toxicologie. În 1899, neobositul Ștefan Minovici întemeiază Asociația Generală a Corpului Farmaceutic din România și publicația acesteia Buletinul de Farmacie și Chimice din România, ce va apărea până în 1919. Învățământul farmaceutic devenind universitar, absolvenții obțineau titlul academic de farmacist, iar mai târziu și pe cel de doctor în specialitate. Era un pas înainte uriaș.
În anii 1901-1903, la insistențele lui Ștefan Minovici, este construit pe splaiul Independenței Institutul de Chimie, dispărut la cutremurul din 1977. Căsătoria cu Victoria Dobrescu, în 11 septembrie 1904, îi aduce un venit substanțial, o casă în stil clasic pe strada Poparusu, ce va fi donată de soție în 1961 Facultății de Farmacie și moșia Morăști din județul Argeș. Visul de independență financiară se concretizase. În 1912 devine profesor la Facultatea de Medicină și Farmacie și elaborează primul tratat de toxicologie. Va fi o perioadă tulbure, profesorul susținând ideea unei facultăți de farmacie independente, dar abia în anul 1914, Consiliul Facultății de Medicină optează pentru separarea învățământului farmaceutic de cel medical. Decizia oficială va trebui însă amânată din cauza izbucnirii Primului Război Mondial și, 2 ani mai târziu, a intrării României în război. După încheierea războiului în 1919, profesorul Ștefan Minovici înființează Societatea de Chimie din România, organism reprezentativ pentru țară în Uniunea Internațională de Chimie Pură și Aplicată, cu sediu la Paris, for care îl va onora în 1925 cu funcția de vicepreședinte. În 1923, învățământul farmaceutic se separă oficial de cel medical prin legea pentru crearea Facultății de Farmacie pe lângă Universitatea București. În 1926, profesorul Ștefan Minovici este ales membru corespondent al Academiei Române, iar în anul 1932, Facultatea de Farmacie îi va decerna creatorului ei diploma de doctor honoris causa. În anul 1935, ctitorește împreună cu preotul Marinescu biserica din Cărpeniș, Morăști, unde avea moșia soției și o casă. Din cauza unor erori de proiectare, biserica se prăbușește înainte de a fi terminată. La aflarea veștii, Ștefan Minovici face comoție cerebrală și moare după 3 luni, pe 20 decembrie 1935. Lucrarea va fi continuată de soție, fiind terminată în 1940. Cu puțin timp înainte să moară, îi mărturisise preotului Marinescu, coctitor al bisericii din Cărpeniș, convingerea că răul din lume nu poate fi biruit decât prin știință și credință în Dumnezeu. Pentru Ștefan Minovici, știința și credința nu se aflau deloc în conflict.